Și oricum nu vei ajunge la 60 de kilograme. Ciderea cu sunul Auschwitz, să stau un an de zile pe două mere și o prună. Băi, fraților, înțelegeți, că eu am avut cel mai puțin în viața mea, acum vreo 10 ani, am avut 88 de kg. Știți cât m-am menținut acolo? Unele persoane pot să stea la 10% procentaj de grăsime corporală tot anul, să aibă abdomen vizibil, să se simtă bine, să aibă energie, să se poată antrena, să nu le scadă puterea la antrenament. Și sunt persoane, cum sunt eu, de exemplu, care probabil că pot să ajung până la 20% de nivelul de grăsime corporală. Și acolo să mă opresc, pentru că dacă aș încerca să forțez să ajung la 15%, la 12%, la 10%, mi-aș face rău. M-aș simți ca dracu, n-aș putea să mai dorm, n-aș mai avea chef de nimic, n-aș mai avea chef de viață. Deci trebuie să înțelegeți că nu este sănătos. Fiecare are un procentaj de grăsime la care se simte ok. Și sper eu că după ce vă găsiți iarăși motivația sau motivarea să slăbiți, sper să fi văzut acest clip al meu și să fi înțeles și să nu mai forțați să slăbiți atât de repede, să nu mai încercați să forțați să slăbiți atât de mult până ajungeți la un nivel de grăsime corporală mult prea scăzut pentru geneticul vostru. Salut! Sunt Toto de la Miere TV și astăzi vom face un nou clip din Greșeli în Fitness. În clipul acesta vreau să vorbim despre procentajul de grăsime. La cât este optim să fii cu procentajul de grăsime și la cât poți să scazi cu procentajul de grăsime, la cât poți ajunge. Fie că este vorba de o transformare corporală sau o perioadă de slăbire, toată lumea își dorește să aibă un procentaj de grăsime corporală cât mai mic, să aibă abdomen vizibil și pentru a avea abdomen vizibil trebuie să slăbești foarte mult, da? Trebuie să fii undeva în jur de 10% cu procentajul de grăsime corporală. Dar cât de mult poți să slăbești? Poți să slăbești până la 10%? Poți să slăbești până la 5% cum fac culturiștii? Ei bine, unele persoane pot, alte persoane nu pot. Și vreau să vă dau un exemplu concret și foarte scurt și după aia intrăm în amănunte. Gândiți-vă că o persoană care are predispoziție de a fi obez, da, care a avut 150 de kg, cum am avut eu, nu va putea niciodată, sau mă rog, niciodată, va putea cu eforturi foarte mari să ajungă la un procentaj de grăsime de 10% încât să aibă abdomen vizibil. Dar va fi sănătoasă persoana aceea când va fi la 10%? Nici de cum. Va fi un chin pentru persoana respectivă, pentru că ADN-ul lui, geneticul lui, nu îl lasă, nu-i permite să rămână acolo cu kilogramele și cu nivelul acela scăzut de grăsime corporală. Corpul lui îl vrea undeva mai sus cu nivelul de grăsime corporală, pentru că nu se va simți bine. V-am mai spus și în alte clipuri și în clipul cu Reigns Fitness Academy. Dacă nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți pentru că este foarte tare și aveți foarte multe lucruri de învățat și din acel clip. În momentul în care ajungi mai jos cu nivelul de grăsime corporală, adică slăbești foarte mult, mai mult decât vrea corpul tău să ai, adică te împotrivești corpului tău, practic, geneticului tău, te vei simți foarte rău. Nu vei mai avea energie, te va durea capul, vei fi amețit, nu vei mai putea să te odihnești noaptea, nu te va mai lua somnul, te vei culca dimineață, te vei trezi dimineață la 5-6 după ce adormi, dormi o oră, dormi două, te trezești și ai poftă de ceva dulce, ai poftă să mănânci. Deoarece corpul tău trimite semnale către creier, băi frate, trebuie să mănânci, trezește-te, acum nu e timpul să te odihnești, du-te și vânează ceva, du-te și mănâncă ceva că mori. De câteva săptămâni mă ții pe un deficit caloric foarte mare, mănânci foarte puțin, ești nebun, ce vrei să murim, trebuie să mănânci neapărat, nu vezi că ai slăbit prea mult. La antrenament la fel, nu vei mai da randament, îți va scădea foarte tare forța, nu vei mai putea lucra cu aceleași greutăți cu care lucrai înainte. Toată viața ta o să fie un calvar, deoarece corpul tău nu vrea să fie atât de jos cu nivelul de grăsime corporală. În schimb, sunt persoanele acelea foarte slabe, da? Care au tot așa 1,80 m, 1,90 m și 60 de kg. Geneticul lor acolo vrea să stea, da? Ei niciodată nu o să poată să ajungă la 150 de kg cum am ajuns eu. Oricât de mult ar mânca, poate să mănânce până vomită în fiecare zi, înțelegeți? Poate să mănânce câte 10.000 de calorii în fiecare zi. Nu vor putea susține un ritm de mâncat atât de intens și atât de un volum atât de mare de calorii încât să ajungă până la 150 de kg. La un moment dat, când vor ajunge până la 80 de kg, să zicem, și se văd și ei mai cu forme și arată cât de cât ok, după aia o să-și bage picioarele și nu o să mai poată pentru că este un efort foarte mare să mănânce. Și după aia, când încep să mănânce iarăși cum mâncau înainte, vor scădea iară, vor slăbi iarăși până la 60 de kg. Acele persoane niciodată nu se pot îngrășa cum ne îngrășăm noi, cei care am fost obezi și care avem predispoziția asta spre obezitate. La fel cum nici persoanele care au predispoziția spre obezitate nu pot să slăbească să ajungă la 60 de kilograme. Gândiți-vă la sportivi de performanță, da? Care trebuie să facă un cântar. Gândiți-vă la boxiori, da? Ei trebuie să ajungă cu o greutate foarte, foarte mică, să se încadreze într-o categorie. Și ați văzut bine, sunt sportivi, da? Sunt boxiori la categoria grea,
care nu au pătrățele, nu au abdomen, fraților, nu au abdomen definit. De ce credeți? Pentru că nu pot să slăbească până la un nivel atât de mare încât să li se vadă abdomenul. Nu poate să ajungă la un procentaj de grăsime corporală atât de mic, da? La un body fat atât de mic încât să li se vadă abdomenul. Credeți că ei n-ar vrea? Ei n-ar vrea să mai dea încă 10 kg jos ca să participe la o categorie mai joasă? Să prindă sportivi mai slabi, mai ușori și să le fie meciul mai ușor? Credeți-mă, și ar vrea, dar nu pot. De ce nu pot? Pentru că nu le permite organismul. ADN-ul tău nu te lasă să fii atât de slab. Este foarte simplu și trebuie să înțelegeți că nu oricine este făcut pentru culturism, nu oricine poate să ajungă la 5% procentaj de grăsime corporală, nici măcar la 10%, da? Nici măcar la 15%. Sau mă rog, poate ajungi la 15%, dar cu eforturi extraordinar de mari și nu vei putea să te susții acolo, să fii, nu te simți bine, vei face câteva poze, vei face cântarul și apoi la prima masă pe care o vei avea, vei pune 2 kg pe tine, dar până seara ai pus 2 kg. De la ora 4-5, să zicem, când ai tu cântarul, până seara tu ai pus deja 2 kg pe tine. Iar după ce termin competiția, fie că e vorba de culturism, fie că e vorba de box, în următoarea săptămână sau în următoarele 5 zile, îi mai pune încă 5-6 kg pe tine, poate chiar mai mult. De ce? Pentru că vei fi foarte înfometat, pentru că ai scăzut foarte mult, pentru că vrei să te simți mai bine și pur și simplu creierul spune mănâncă, 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 mănâncă într-una. Pentru că ai intrat în panică, pentru că tu l-ai privat de o grămadă de calorii, ai fost pe un deficit caloric extraordinar de mare, ai scăzut foarte mult cu procentajul de grăsime, cu greutatea ta implicit și creierul tău acum este în panică, vrea să mănânci din ce în ce mai mult și îți dă semnale, mănâncă, mănâncă pentru a-și face rezervele de grăsime, pentru a ajunge la o greutate la care se simte confortabil și se simte bine. Și v-am zis, pentru unii poate să fie chiar 30% grăsime corporală. Și gândiți-vă, frate, dacă ai 200 de kg și ajungi la 100-120 de kg, totuși e un progres, totuși e bine, adică e mult mai bine, frate, decât la 200 de kg. Dar dacă ai 200 de kg, de ce încerci să ajungi la 70 de kg, la 80 de kg? Mulțumește-te cu 120 de kg și tot e foarte bine. Și rămâi naiba la 200, la 120 de kg, da? Ce faci? Faci, cobor până la 70-80 de kg, după aia urci iară până la 170 și până la urmă o să te menții undeva la 120, exact cum ți-am zis eu. Pentru că vei observa și tu, după ce faci atâtea experimente și atâtea diete din astea yo-yo, slăbește în graș, slăbește în graș, vei observa și tu că nu te vei putea menține, degeaba ai slăbit foarte mult, foarte repede și te menții acolo câteva ore, da? Câteva zile, după care începi să pui ușor, ușor, începi să pui pe tine și vezi că nu te mai poți controla, nu te mai poți opri, mănânci într-una și ajungi iară să dai în partea cealaltă. Intri într-o depresie din asta pentru că nu știi ce se întâmplă cu tine, nu te mai interesează de nimic, chiar și nu mai ești din casă, mănânci chiar și foarte mult, te îngrași după aia într-un an iară 50-60 de kg, după care iară peste câțiva ani îți adun forțele, te încarci cu energie, îți refaci motivația și te apuci iară de slăbit, iar slăbești 60-70-80 de kg. Când ai putea să slăbești decât jumătate din greutatea aia, gen 40 de kilograme, de ce să slăbești 80 de kg? Când mai bine slăbești 40 și poți să te menții acolo. Acum fiecare trebuie să vadă unde se poate menține, unde e lui bine, adică la modul să poți să mănânci, da? Să fii sătul mereu, să poți să dormi noaptea, să ai energie, să nu te doară capul, să ai chef de viață, nu să fii un din ăla, un emo din ăla care stă numai în casă, care n-are chef de nimic, care n-are energie de nimic. Ce rezolvi dacă ai abdomenul vizibil, da? Dacă ai pătrățele, dacă tu te simți ca dracu și după aia, după ce faci ședința aia foto sau după ce faci, nu știu, cântarul, după aia te îngrași la loc. Nu obții nimic. Bine, când faci un cântar, să zicem că, domne, ești sportiv, da, trebuie să faci cântarul ca să participi la competiția respectivă, asta e meseria ta, câștigi o grămadă de bani, trebuie să faci lucrul ăsta. Dar când ești un om simplu, da, ca mine, ca alții, care nu fac chestia asta de performanță, o fac doar să fie mai sănătoși, doar să fie mai mobili, să se simtă bine în pielea lor, să fie, efectiv, să fie mai sănătoși, da? Când faci lucrul ăsta pentru chestiile astea, pentru sănătate, nu trebuie să dai în partea cealaltă, să cobori foarte mult cu greutatea, pentru că nu mai este sănătos, da? De la un anumit nivel, chestia asta nu mai este sănătoasă, slăbitul nu mai este sănătos. Mai sunt unii care îmi spun pe YouTube, domne, că ar fi bine să slăbești mai mult, să ajungi la nu știu cât, să mai slăbești încă 10 kg. Băi, fraților, înțelegeți că eu am avut cel mai puțin în viața mea, acum vreo 10 ani, am avut 88 de kg. Știți cât m-am menținut acolo atunci când am slăbit eu cu nutriționist? Știți câte ore m-am menținut acolo? 2 ore m-am menținut, da? M-am dus dimineața, am alergat, după care m-am dus la nutriționist, m-am cântărit 88 de kg, până seara aveam 90 de kg. Ați înțeles? Imediat, bum! A doua zi, 91. A treia zi, 92.
Deci nu am putut să mă mențin, efectiv. Și ușor, ușor, în prima săptămână am luat vreo 5-6 kg la loc. Așa că de ce să mă chinui să ajung la 85 de kg, ca după aia în următoarele 2-3 săptămâni să ajung la 95? Nu mai bine mă opresc eu la 95 de kg, fraților. 95-96 de kg. Eu oricum vreau să mă opresc mai demult, pentru că eu mă simțeam foarte bine și la 100 de kg, și la 102 kg, și la 105 kg mă simt foarte bine, înțelegeți? Dar am apucat să promit și vreau să vă inspir pe cât mai mult să slăbiți și vreau să fie cifra asta rotundă de 50 de kilograme și să mă pot menține aici, da? Nu să slăbesc 60, să slăbesc 70 de kilograme și pe aia să mă îngraș. Ce rezolv dacă fac lucrul ăsta? Nu rezolv absolut nimic. Pur și simplu mă joc cu sănătatea mea, iurea, adică nu e nimic extraordinar. De aceea vă spun că geneticul este foarte, foarte important și este foarte important în multe aspecte, nu numai în ceea ce privește nivelul de grăsime corporală la care puteți ajunge. V-am explicat, sunt oameni de 60 de kilograme care niciodată nu poate să aibă 95-100 de kilograme cum am eu, să aibă brațele cât le am eu de mari și așa mai departe, să aibă forța mea, pentru că nu sunt destrăz genetic. Iar eu nu pot niciodată să ajung la 60 de kilograme, oricât de mult aș face foamea. Pot să mănânc un măr și două banane pe zi și nu o să ajung niciodată la 60 de kilograme. O să pot să țin așa o săptămână, două, trei, după care nu voi mai putea ține. Și oricum nu voi ajunge la 60 de kilograme. Ce dracu sunt la Auschwitz să stau un an de zile pe două mere și o prună ca să ajung la 60 de kilograme, să ajung cât ăla ca să demonstrez eu ce până la urmă. Deci trebuie să înțelegeți că nu este sănătos. Fiecare are un procentaj de grăsime la care se simte ok. Unele persoane pot să stea la 10% procentaj de grăsime corporală tot anul, să aibă abdomen vizibil, să se simtă bine, să aibă energie, să se poată antrena, să nu le scadă puterea la antrenament. Pentru că acolo, asta e geneticul lor, au un genetic foarte bun, ce să zic. Și sunt persoane, cum sunt eu, de exemplu, care probabil că pot să ajung până la 20% de nivel de grăsime corporală. Și acolo să mă opresc, pentru că dacă aș încerca să forțez să ajung la 15%, la 12%, la 10%, mi-aș face rău. M-aș simți ca dracu, n-aș putea să mai dorm, n-aș mai avea chef de nimic, n-aș mai avea chef de viață. Așadar, dacă nu mai poți să dormi, dacă scade foarte mult puterea în sală, la antrenamente, da? Dacă nu mai poți să lucrezi cu aceleași greutăți și scade foarte, foarte mult forța, probabil ai slăbit mai mult decât ai tu limita genetică și atunci corpul se împotrivește și niciodată nu vei putea rămâne la nivelul acela. Vei putea cu eforturi foarte mari, da, să rămâi o săptămână, poate chiar două săptămâni, dar dacă vrei să cobori mai mult și după aia mai mult și după aia mai mult, te vei simți din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău, până când vei ceda și o vei da în partea cealaltă. Vei mânca necontrolat și vei face yo-yo diet. Greutatea îți va sări în sus, după care iară peste câțiva ani, exact ce v-am zis, peste câțiva ani vă găsiți iarăși motivarea și începeți iarăși să slăbiți. Și sper eu că după ce vă găsiți iarăși motivația sau motivarea să slăbiți, sper să fi văzut acest clip al meu și să fi înțeles și să nu mai forțați să slăbiți atât de repede, să nu mai încercați să forțați să slăbiți atât de mult până ajungeți la un nivel de grăsime corporală mult prea scăzut pentru geneticul vostru și încercați să vă mulțumiți, să arătați cât de cât ok, chiar dacă n-aveți pătrățele, da? Chiar dacă n-aveți vene pe mâini, chiar dacă n-aveți vene pe umeri, pe biceps și așa mai departe, încercați să vă mulțumiți cu aspectul acesta, pentru că acesta este un aspect sustenabil și un aspect sănătos pentru voi. Sper că v-a plăcut acest clip și ați învățat foarte multe lucruri din el. Sper că a fost educativ, sper că a fost informativ. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult. Să vă uitați și la perioada mea de slăbire din Otto Slăbește, sezonul 4 mai ales, pentru că ăsta a fost cel mai tare. Dar puteți să vă uitați și la celelalte sezoane, să vedeți cât de gras eram, cât de prost eram, nu știam să vorbesc, nu știam să editez, o să vă amuzați foarte mult. Bineînțeles că o să vă plictisiți și foarte mult, însă clipurile acelea nu sunt lungi, au câteva minute și puteți să vedeți cât de mult am evoluat și cât de multe lucruri am învățat și eu în aceste perioade de slăbit, în aceste sezoane din Otto Slăbește, din transformarea mea live, din singura transformare documentată din lume. Sunt convins că o să vă găsiți motivație din clipurile acelea, sunt convins că o să vă inspirați din mesele mele și o să începeți să mâncați mai sănătos, o să începeți să mâncați mai corect, o să începeți să mâncați mai mult, mai ordonat. Nu o să mai faceți greșeli să slăbiți foarte mult, să țineți diete din astea super slabe în calorii, gen 1000-1200 de calorii sau poate chiar mai puțin, pentru că asta înseamnă foame, asta înseamnă Auschwitz, asta înseamnă înfometare, asta nu înseamnă o dietă de slăbit. Când mănânci atât de puține calorii, înseamnă că te înfometezi, înțelegeți? Nu înseamnă că ești la dietă, înseamnă că ești la înfometare. Dacă aveți nevoie să vă fac o dietă personalizată în scopul nevoilor voastre, pentru a slăbi, pentru a vă menține, pentru a pune masă musculară sau pentru pur și simplu pentru a crește în greutate, dacă nu te interesează sportul, poate nu vrei să pui mușchi, ești foarte, foarte slab, ești anemic, vrei să te îngrași, vrei să pui mai mult pe tine, să crești un pic pe cântar,
Nu uita să mă contactezi pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Dacă vrei să mă vezi mai des, la fel, abonează-te pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez în fiecare zi și pun o grămadă de story-uri. Dacă vrei să ajungi ca anul acesta să crească, nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul de notificări, să te uiți la clipurile mele, să lași câte un like. Este gratis, este foarte ușor, trebuie să apeși doar un click, poți să lași un comentariu, poți să-mi pui o întrebare, poți să scrii absolut ce vrei tu în comentariul acela, pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Iar dacă vrei să mă susții financiar și să fii puternic ca un urs și sănătos, exact ca și mine, nu uita să faci o comandă pe site-ul meu de cele mai bune produse apicole. Intră pe www.mieretvo.ro și fă o comandă acolo de cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri. Avem 10 de reduceri plus suplimentar încă 10% la orice comandă. Calitatea este garantată, am câștigat o grămadă de premii de locul întâi la târgurile naționale și internaționale la care am participat. Iar până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uita să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!